Neața și salutare, asta e o nouă zi de trișat, un cheat day. Să încep cu desert, de dimineață că să am impuls de energie, da, cu un pic de zahăr. Ce am să beau? Am să beau lapte de cocos, de mult n-am băut și ar trebui să meargă destul de binișor. Să vedem ce gust are. Da, e bun. Și ce am luat, de mult vreau să gust, niște copturi engleze, da, care se numesc cupcakes, da, party cupcakes, așa sunt. Am aici, și anume mi-am luat, nu obișnuite, dar cum se vede de la brandul Cadbury, sunt trei feluri, Heroes, ca ciocolatele, Caramel Crunchy și Flake, da, sunt trei feluri. A câte 4, deci în total am 12, că aici am și macronutrienții. E ca tare la fel absolut pe toate. Așa este cutia, da? Am 3 feluri, 1, 2, 3 și 4 gusturi. 46 de grame are o cuptură. Cutia asta costă 8 lire, dacă cuiva e interesant. Și arată așa, ele sunt toate împachetate. Miroase interesant. Să văd cu ce să încep, nici nu știu. Probabil am să încep cu acestea Flake, care se numesc, pentru că garantat le știu că acestea sunt. Din mijloc, da, asta-i. E ca Flake, e ciocolata asta. Și asta trebuie să fie coptură de genul ca muffin-ul, dar nu chiar muffin drept, că dar coptură în orice caz. Cu cremă. Sunt unele, am observat, că și cu cremă în interior, pe internet m-am uitat, dar asta nu. Sunt copturi, ciocolată deasupra și cu cremă. Au un gust puternic de cacao. Sunt dulci, clar lucru. Dar au un gust interesant. Nu e rău, m-am așteptat să fie mai rău. Da, ciocolată. Ne-am crema. Coptura e cam tot aceeași, doar crema deasupra diferă. Da. Asta nu e bine, pentru că... Dar oricum, ele sunt gustoase. Asta deja e bine, pentru că sunt alte branduri, de exemplu, Morrison, Tesco, le are pe alora, care le face diferite gusturi. Și unele ar trebui să fie și în interior umplute. Așa că pe viitor am să mai gust cupcakes-uri de acestea. Asta deja e un pic și diferită, că are două culori de coptură pe lângă cremă. Că e diferită, are și coptura, este și albă. Dar simt din biscuit crunchile acestea ca nu microcant. Nu sunt rele. Acele negri, ca de obicei, așa, pe un 7, iar aceste alte două, pe un 8. La general, merge interesantă textura. Le-am terminat pe toate să le mănânc și cu ce să continui. Așa ceva am avut la zilele așa trecute, la una din ele. A fost exact așa, doar că cu lămâi, era lemon zinger, ceva de genul. Și m-am plimbat prin magazin să caut ceva nou, pentru că deja cam lista aproape s-a terminat. De pe la Tesco și Morrison, probabil că viitor la Asda și la Sainsbury's ar trebui să mă duc să văd exclusiv ce au ei. Fiecare magazin are cu un brand ceva exclusiv anume. Chiar și ca de la acesta. Adică sunt același brand, pur și simplu undeva sunt de toate peste tot, dar sunt unele specifice, unii numai la unul de sau la altul, așa că trebuie să-l caut. Și m-am plimbat și am găsit într-un Morrison, așa tartlet sau tartini, cum s-ar spune, da? Doar că acele erau cu lămâi, dar acestea cu ciocolată și cu caramelă în mijloc. Pare foarte interesant. Eu când le-am văzut, aș m-am mirat că nu le-am mai văzut niciodată. Sunt 9 bucăți.
Sunt biscuitele crocant. Are caramelă și ciocolată deja. Textura e foarte plăcută, că e crocantă. Aduce un pic și-a sărat. Parcă ar fi caramel sărat, dar nu-i scris salted. Dar e gustos. Nota 9 din 10. Sunt la următoarea masă, ca încă nu e amiază, înainte de amiază. De la Oreo eu am gustat toți biscuiții și am găsit ceva nou. Birthday cake. De obicei cei clasici sunt biscuiți negri, ca și aici, doar că gustul e de vanilie la cremă. Aici gustul la vanilie e de caramelă. Și plus mai sunt încă bucățele de astea colorate ca la tot ce e cu birthday cake. Eu am gustat și cele care sunt galbeni și de altă culoare, însăși biscuitele. El e galbă, nu-i negru, că acesta e negru. Și chiar miroasă caramelă, nu miroasă ca de obicei a vanilie și a cacao. Chiar dacă e albă în interior, gustul e un pic diferit. Biscuitele la fel. Însă și biscuitele nu diferă. Dar gustul e doar o picătură diferit. Dar interesant oricum. În 7,5 din 10 merge. Următorul desert. Am pus ochii de ceva timp pe treaba asta. Monte Jean Gles e ceva din Franța, nu spaniol, francez, e scris că e francez. Sunt 4 feluri de trufele, asortiment, da? Aici scris sunt 4. Cutia e interesantă, doar că eu am să o deschid, nu chiar cel mai frumos. Las deschide așa. Și am în interior asortimentul de 4 feluri de trufele. Am să le descarc pe toate. Doar cutia cât merită. E 4 lire cutia asta. Și sunt 4 feluri de trufeluri, aici cum e scris. Am să le încerc să le ghicesc cu toate chele după culoare de fier. Culoarea aici reprezintă însăși și ce este, pentru că el la fel, aici sunt diferite culori. Aceasta după culoare trebuie să fie Chocos Coffee. Chocos Coffee, ele în primul rând sunt toate trufeluri cu cacao pudră deasupra. Mie trufelele îmi plac, dar în măsură așa. Nu chiar mari, pentru că ele sunt foarte, foarte grase. Ele cât zahăr, atât și grăsimi conțin și cam dacă mănânci mult, îți face greață. Acesta, e tot trebuie să fie de ciocolată doar. Acesta se numește Chocos Coffee. Așa arată. Nu se vede nimic în interior, până când trebuie să fie doar cu gustul de ciocolată, nimic deosebit. Da, într-adevăr, așa și este. Dar e foarte mult cauz, pentru că primul loc e ulei de cocos. O sursă foarte calitativă de grăsime. Următoarea culoare, cum se vede și aici, Flutter Scotch. Acesta trebuie să fie cu ceva de unt și sare. În interior nu e clar nimic, pentru că doar gustul diferă. Simte altfel de gust și mușchi de cristalele de sare. Interesant, interesant de gust, îmi place. În interior nu e nimic deosebit, dar cum am mușcat, s-a simțit gustul de alună. Foarte puternic, alună prăjită anume. Acesta roz e berry bubbly cu bucăți de bomboane și zmeură. Da, simți și la miros și la gust din start. Interesant. Nota 9 din 10, anume pe bază de trufeluri la toate. În general, această cutie, eu trufeluri am mâncat și de la Lind. Și tot erau gustoase, dar acestea smerit, sunt interesante. 2 hours later. Am venit la mall-ul Blue Water și am realizat acum, eu am venit să mănânc la mâncare mexicană, restaurant,
și nu-l puteam găsi și nu înțelegeam care e situația. Și m-am uitat pe Google Maps unui restaurant și ăla și am realizat încă de data trecut când am fost aici, de ce eu nu înțelegeam și m-am pierdut prin mall-ul acesta. Mall-ul acesta se află în partea de sub Tamisa, la sud. Acela Lakeside, acesta e Blue Water, acela Lakeside se numește, el e deasupra la Tamisa și eu n-am tras atenție la asta. Și mall-ul acesta e de vreo 6 ori, 5 ori, nu știu, mai mare ca acela. Și eu acolo țineam minte unde sunt magazinele de care aveam nevoie, dar aici nu țin minte. Și acum am realizat că mall-urile sunt diferite. Acela e mai mic și acesta e mai mare. Acum eu în sfârșit am înțeles de ce eu nici acum nu puteam să găsesc magazinele de care aveam nevoie. Acum mă duc în partea cealaltă ca în sfârșit să mănânc ceea ce mi-am pus în plan să mănânc, că deja s-o amânat de vreo câteva ori, da, și mă duc acolo și să-mi cumpăr tot ce am de cumpărat și în sfârșit să țin minte că sunt două mall-uri diferite. Aici tot sunt multe magazini, restaurante unde vreau să mă încerc câte ceva, dar mă duc acolo pentru că să deja m-am plănuit ce să mănânc și vreau să cumpăr de acolo. Dar în sfârșit am realizat și să țin minte că mall-urile sunt diferite. Puțin să află practic în același loc, doar cu unul deasupra la altul. Când te uiți mare pe hartă, nu stai și te gândești că sunt foarte, cum foarte departe, nu stare departe. Dacă în sfârșit am ajuns, acesta e mult mai mic, acesta este mall-ul în care trebuia să vin de la bun început. El e mult mai mic și mult mai ușor aici să găsești tot. Eu țin minte ce și unde se află și mai repede să găsesc. Ce mic e organizat aici la doilea etaj, când te ridici, absolut toate magazinele de mâncare sunt toate sus, absolut toate. Adică nu trebuie mult, mult timp să cauți. Ia ca și Five Guys-ul care l-am cătat la vreo jumătate de oră în partea cealaltă, aici el e aici, eu știam de el. Și când ești în mijloc, aici, da, în capăt sunt doar mâncăruri. Acesta este restaurantul mexican la care eu am vrut să vin. Am mai mâncat odată, acum o să fie a doua oară, la Taco Bell. Aceasta e churros, care sunt un fel de copturi prăjite, aceasta e ciocolată, sos ciocolată, aceasta e marshmallow, e cu ciocolată și cu bezea în interior, acestea sunt cartofi prăjiți, mexican iuți, nachos, cartofi cu cașcaval, deja o cola pe zero, acesta e quesadilla, mi-am luat, e pe lângă aceea că e un burrito full cu de toate carne de vită. El pe lângă aceasta mai are și cașcaval, adică sunt două sloiuri de aluat acesta, de tortilă, da? Și în mijloc este cașcaval, nu mi-au separat doar cașcaval. Și acesta este cel mai încărcat taco. Taco e pe un 7 din 10. Ador combinația de orez cu carne și cașcaval. Nachos-urile sunt mai gustoase ca cele cumpărate de la magazin, dar oricum nu sunt preferatele mele. Cartofele free sunt un pic mai bune, dar la general un 7 din 10. Ciocolata e un 6 din 10. Mm.
Acestea sunt scorțișoare, destul de gustoase, nota 8 din 10, cu sos de ciocolată. Cel mai tare mi-a plăcut burrito, întotdeauna îmi place burrito acesta la ei. La general, merg și restul, dar cel mai preferat a meu a fost burrito. Am venit pentru alt magazin, dar am găsit un magazin de gogoașe, Dam Donuterie. Și au cronuturi, acestea sunt croasane cu gogoașe combinate 2 în 1, adică. Și am luat toate felurile de cronuturi și am luat acestea două mici, peanut butter și cu ceva de căpșună. Gogoașele le lăs pentru următorul, ce dai pentru vineri. Am ajuns acasă, da, am mâncat, am vrut să mă duc scumpăr după Taco Bell, am vrut să cumpăr de la Cinnabon, da, niște copturi cu scorțișoară, dar restaurantul pe toată Marea Britanie e închis, toate sunt închise, m-am mutat, nu știu de ce, și în locul acela a apărut un magazin de gogoașe noi, care m-a uimit cu ce alegere este și n-am putut să le mănânc pe toate în această zi de trișat, dar am luat ce era mic și croasanele și gogoașele le-am lăsat pe următorul cidei. Dar cel mai tare ce mă emoționează că acestea nu sunt gogoși, doar acestea două mici sunt gogoși. Restul se numesc cronut, de la croasan și donut. Adică aluatul nu e de gogoși. Aluatul e de croasan, da? Și deja restul, umplutura pe deasupra, forma e făcută de gogoși. Dar însă și aluatul e de croasan. Deci ești numește cronut, că e 50-50. Dar ce m-a uimit, că arată frumos, miroase frumos. Dar eu foarte mult am așteptat să gust așa ceva, pentru că am văzut, dar n-am gustat niciodată, doar gogoși am mâncat. Și da, mi-am cumpărat din gogoși mici, am lăsat doar gogoșii mari, pentru că gogoși cei mari, la următorul cidei numai decât o să mă întorc și o să fie mâncat. Și la mall acesta, pentru că e mai mic, nu sunt așa mulți oameni, că în timpul săptămânii mai ușor și de parcat și în interior. Nu e așa mult timp trebuie să aștept să comand ceva. Și asta foarte mult mi-a plăcut. Și deci o să mă mai întorc numai decât acolo. Să începem. Da, să încep cu gogoșii aceștia mici. Gogoașa aceasta, da, îi mixed berry, da, adică cu ceva mixat și văd că are și cremă ceva deasupra. Mi-a ieșit din spate. E așa de plin că a explodat partea din spate. Gustos, foarte gustos. Acesta e cu aluni și peanut butter cream, da? Că e untul de arahide. Trebuie să fie extrem de bun miroasa unt de arahide, foarte super. Și are dulceață de zmeu în interior. Adică deasupra crema de unt de arahide, dulceață gem de zmeu în interior și deja aluni. Super. Abia aștept cronuturile să le gust. Eu așa de emoționat de la mâncare n-am fost, nu știu, că toate cheddar-urile acestea, mai ales majoritatea, au fost cam dezamăgitoare acolo cu Burger King sau care, Grexo. Dar cronuturile așa de tare am vrut să gust, așa de tare, pentru că eu gogoașă, Dunkin' Donut, Crispy Cream, toți am gustat. Cinnabon eu am mâncat de la ei, pur și simplu nu am filmat și am vrut să filmez și să văd dacă mai a apărut ceva nou. Dar la Cinnabon astea sunt copturile astea de mari care cu un fel de zahăr mixat așa și plus scorțișoară. Dar cronuturile super emoționat. Pe internet o zic cronuturile sunt mai bune ca gogoașe, pentru că aluatul, asta e faza, că e gogoașă, dar cu aluat de croissant. Dulceața de zmeură e super calitativă, parcă e făcută de la bunica. Mi s-a dat așa o foaie cu 3 feluri de gogoașe, 3 de cronut, restul eu le-am filmat și le-am scris. Știu cu ce, pentru că eu ador să știu ce mănânc.
Eu nu suport să mănânc dacă nu știu, dar cum? Mi-e foarte plăcut să știu acesta, se numește de yam yam. Da? E așa și cu umplutură în interior. Păi, cum am spus, a luat de croissant, umplut cu dulce, dulce, butter cream, adică cremă, da? De dulce, dulce. Eu am mai văzut denumirea asta undeva, e superb, foarte mult îmi place. Deja deasupra cu ciocolată, dublă, albă și neagră. Doamne, dar cum miroase, catastrofă, eu am să fac și partea să nu se oprească inima, moș. Cum îmi bate inima asta, așa de emoționat. Super. Aluatul acesta, ca de croissant, numai croissant de cel mănânci gol, maxim ciocolată. De aici mănânci croissant, parcă cu o gogoașă în interior, pentru că anume totul e făcut ca la gogoașă. E superb. Următorul cronut e acesta. Să vedem și acesta. Acesta se numește Dumbai. El e cu pistachio, asta deasupra e fistic, scorțișoară și cu un fel de cremă de un ceai ceva în interior. Diferența nu o să fie mare, doar că o să fie scorțișoară. Apropo, în loc de, cinnamon roll ceva. Și uitați-vă cum le umple de desubt. Apropo, acele rotunde, la fel gogoașele, de obicei ele nu sunt plute la Krispy Kreme, dar la ei, la ăștia, am văzut că sunt plute la fel de desubt. Abia aștept în următorul CD-s le gust gogoașele. 6 feluri de gogoașe în următoarea zi de deșat. Și apropo, m-a costat 2,50 lire să mă duc până la mall-ul celălalt și 2,50 lire înapoi cu un conjur, pentru că podul Reginii, da, și pentru el strec. La Taco Bell m-a costat 11 lire, dar gogoașele acestea, cronuturile acestea 6 pe cele 2 mitele m-a costat 23 de lire. Cam CD-ul acesta rupi. 58 lire au fost cupcakes-urile, cam s-au adunat un pic. Interesant cât astea să la sfârșit. Foarte gustos. Mie mi explodează capul de gust. Foarte gustos și foarte emoționat am fost, pentru că vroiam chiar să gust cronut anume. În țara asta, până când am fost cu gogoașele, nimeni nu avea cronut. Doar de la Donut Time poate, dar nu țin minte să fost cronut. Ei erau toate gogoașe, cronut anume nu era, pentru că la gust nu era solid așa ceva. Gogoașele totuși gustoase, dar asta e o textura anume foarte interesantă. Și-a gust pentru fritur și-a luat pe diferitul. Următorul, strawberry cream. E cu frișcă și cu dulceață de zmeură în interior. Și nu cu zmeură, dar de căpșună, dulceață de căpșună. În primă e gustoasă. În căpșuna asta o scoatem cumva de aici sau... Extrem de gustos, super. Mă miră că dulceața, parcă e de la bunica, gem de căpșună. E foarte gustos, nu e ca de obicei apă cu niște amestecături de zahăr și concentrat. Să continuăm cu acesta e peanut butter and jam, adică e dulceață de căpșună și unt de arahide. Wow! Dulceața și deasupra și interior, și deasupra e doar untul de arahide cu alunii.
Ai, bun. Am mai tras vreo 3 guri de aer, că nu te ajunge aer la atâta mâncare, dar des continui. Această, am vrut să spun gugoașă, dar e cronul, se numește cronutela, pentru că, pe lângă aceea că e de croissant aluată, e umplută cu nutella și cu frișcă ceva sau de unt, și finisată cu ciocolată deasupra și cu alune. Super barată. Ciocolată? Ok. Bună. Gustos. Băd și crema aceasta. Deja nu mai pot, sunt foarte, foarte saturat, dar să mănânc și ultimul gogoș. Se numește de zebra, pentru că e ca zebra. Aici aluatul de gogoș este curat, de croissant e curat și plus de ciocolată. Ciocolată albă și neagră deasupra și înăuntru la fel. Cremă de unt, cum îi scrie asta. Foarte bun. Extrem de bun toate cronuturile. Foarte săturat, ca la urmă am mâncat cel mai bun, nu pe ziua asta de tușat, dar cel mai bun de majoritate din ultimele zile de tușat, în special și Taco Bell-ul și gogoașele acestea. Foarte încântat, abia aștept la următoarea zi de tușat să mă duc să iau și celelalte 6 feluri de gogoașuri rămasă de la magazinul acesta. Garantat o să fie gustoasă, în considerație ce a fost aici, gogoașele pe nota 9, jumate din 10 și toate la general, pur și simplu n-am care și cui să-i spun, pentru că sunt catastrofe de buni. Da, de mult așa o zi de tășat, de plăcută nu am avut, asta e super. Sunt foarte obosit deja la stomac, pentru că n-am reușit mult timp, au trecut doar 2 ore după Taco Bell, dar trebuie vreo 3-4 și full. Am oricum am mâncat vreo 10.000 de calorii, asta a fost tot. Sper că v-a plăcut cel puțin, măcar dacă cronuturile acestea v-au impresionat un pic, deja e bine. Dacă v-a plăcut această zi de tășat, dați un like, abonați-vă și ne vedem în următorul clip. Pa!